Prima etapă a campionatului Liga Florilor a început astăzi la Ploiești. Timp de două zile, în sala sporturilor Olimpia din Ploiești, vor fi disputate primele 6 meciuri din acest campionat. CSM Slatina a întâlnit gruparea Rapid București. A fost un meci greu, extrem de disputat, iar la finalul celor 60 de minute scorul a fost egal, 19-19. Un rezultat de care Bora este mulțumită. Au muncit extrem de mult, merită felicitate, fără discuție. Restul o să rezolvăm pe parcursul următoarelor zile când vom analiza, să păstrăm plusurile și să eliminăm din nou din greșelile de astăzi. Însă, repet, una peste alta, au muncit extrem de mult. Le felicit pentru atitudinea lor, pentru dăruire, pentru cât de mult au luptat. Este un an extrem de dificil pentru handbal. Campionatul este la început și pare imprevizibil din cauza noului coronavirus. Le am pe toate meci. Asta e cea mai mare preocupare a noastră și este extrem, extrem de greu. Pentru că ieri, înainte să plecăm, nu am plecat până n-am primit testele și e o stare, efectiv, eu personal nu pot să o controlez. Din momentul în care am făcut testul până la rezultate, nu pot să mă controlez. Încă îți pregătești echipa de o anumită manieră și te trezești la joc, Doamne ferește, e greu, extrem, extrem de greu. Luciana Popescu a reușit să marcheze cele mai multe goluri în meciul de astăzi. Slătineanca a înscris de 9 ori în poarta adversă.